Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Vedem ce Cordea se întâmplă mai departe. Da. Cordea pătrunde, Cordea centrează pe jos, mingea agățată acolo de Ricardo Grigore, mingea revine la Cordea, așteaptă în zonă și primește și înscrie Tavi Popescu, 2-0. Tavi Popescu înscrie din apropiere după o acțiune în care
FCSB a combinat în interiorul careului mic. Aici se văd probabil limitele și lipsa de experiență a tinerilor fotbaliști din defensiva lui Dinamo. Păcăliți ca la juniori. Popescu a făcut un sprint serios pentru a ajunge până în dreptul suporterilor echipei sale. 2-0 pentru FCSB în final de primă repriză. E bine măcar că s-a bucurat în fața galeriei proprie. Aici încă o dată pătrunderea lui Cordea. Respinge Ricardo Grigore. Cordea din nou. E înșurubarea asta, da, aici. Îl simte foarte bine pe Tavi Popescu, care înscrie și Popescu reușește al treilea său gol în acest sezon. Ricardo, al treilea gol în campionat. Da, Ricardo Grigore a fost spectator la faza asta, dar poate și mai vinovat este Răuță, care l-avea în marcaj pe Octavian Popescu, dar l-a pierdut acolo. Tavi Popescu, golul 3, în acest moment este golgheterul FCSB-ului dintre jucătorii. Vedem din nou Matei, a doua lovitură de la colțul terenului consecutivă. Minge răspunse de Crețu și șansă de contraatac acum pentru FCSB. Probabil ultima acțiune a acestei prime reprize. Cordea, poziție regulamentară. Cordea, atacat și faultat de Amfer. Penalti este aici. Da, e penalti. Este penalti pentru FCSB. Intervenție neregulamentară a lui Eșanu. Defensiva câinilor este în genunchi. La faza asta Iordănescu, la cornerul precedent, Iordănescu lasă trei oameni în afara careului și iată contraatacul. Este pentru prima oară când văd un contraatac pornit de pe urma unui corner la FCSB cu trei oameni care nu participă la faza de apărare. Ar fi dat fault la intervenția din afara careului. Mingea a ajuns și faza a continuat în favoarea echipei aflate în atac și tocmai de aceea jocul a fost lăsat să continue. Din nou multe obiecte care zboară din peluză. Au promis că vor fi cu minți. Nu se întâmplă asta și vor plăti amenzi consistente. Cordea este omul care bate acest penalti în deja al șaptelea minut de prelungire al primei reprize. Cordea cu piciorul stâng înscrie 4-0. După 45 de minute, mă rog, 50 cu tot cu prelungirile. Este cea mai dramatică repriză pentru Dinamo în istoria partidelor sale contra FCSB. Mi-aduc aminte de un 5-0 în Ghencea, dar atunci golurile la care o contribuție importantă a avut și Dăciulescu, atunci golurile, dacă nu mă înșel,
și în inferioritate și 0-4 pe tabelă. Proteste și din partea lui Idu pentru decizia lui Kovac. A plecat bine, foarte bine Vali Gheorghe. Vali Gheorghe încercă dribblingul, reușind dribblingul și scriind un super gol! Ce gol dă Vali Gheorghe! Incredibil! Cum e să fii Gheorghe al FCSB-ului, să stai în tribună și echipa ta să dea 5 goluri în meciul cu Dinamo. Cinci goluri marcate de 5 jucători diferiți. Dar Vali Gheorghe la faza asta și-a arătat marele talent și demonstrează asta, că e o achiziție bună. Asta, apropo, e bine de cotul ăla în când spune că îl răiește pe Vali Gheorghe. Încă o dată faza. Iată plecarea lui Vali Gheorghe. Poziție regulamentară. Primește, preia, aruncă mingea peste Jaffer. Brazilia. Este fără cuvinte.